În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, împărate al slavei. Că acea slujiție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cele cerești dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare. Te-ai făcut om și arhiereu al nostru, te-ai făcut și, ca un stăpân a toate, ne-ai dat slujba sfântă a acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că Tu singur, Doamne, Dumnezeul nostru, Stăpânești cele cerești și cele pământești, care te porți pe scaunul heruvimilor, domnul serafimilor și împăratul lui Israel, cel ce singur ești sfânt și în rustințe te odihnești. Deci, pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor. Caută spre mine păcătosul și netrebnicul robul tău și îmi curățește sufletul și inima de cugete viclene și învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, să stau înaintea Sfintei Tale mese acesteia și să jertfesc Sfântul și preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Căci la tine vin plecându-mi și mei și mă rog ție să nu întorci fața ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul robul tău. Că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.